Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea rezistenței. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Rezistența reprezintă capacitatea organismului de a realiza o activitate fizică un timp cât mai îndelungat. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar, de preferat în aer liber. Locul în lecția de educație fizică este înainte de veriga, revenirea organismului după efort. Nu este recomandată planificarea dezvoltării rezistenței în aceleași lecții cu dezvoltarea forței și cu formarea deprinderii motrice din atletism, alergarea de rezistență. Există multe criterii de clasificare privind formele de manifestare ale rezistenței. Am ales varianta care este în concordanță cu dezvoltarea rezistenței în lecția de educație fizică. Rezistența în regim de viteză. Efortul efectuat este cu viteză maximă în regim anaerob. Rezistența de durată scurtă. Efortul este efectuat cu viteză crescută și este predominant anaerob. Rezistență de durată medie. Efortul este efectuat cu intensitate medie, el este predominant mixt, adică anaerob-aerob. Rezistența de lungă durată. Efortul este efectuat cu viteză mică, este predominant aerob. Și rezistența musculară. Efortul efectuat se bazează pe combinația rezistență-forță. În clasa 5-a, dezvoltarea rezistenței va urmări rezistența cardiorespiratorie la eforturi aerobe și rezistența musculară locală. Rezistența cardiorespiratorie la eforturi aerobe. Eforturile aerobe sunt eforturi de o durată mai lungă, efectuate cu o intensitate mai scăzută, și care se bazează pe energia furnizată de organism în prezența oxigenului. De aici și denumirea de aerob sau aerobic. Eforturile aerobe se bazează în special pe sistemele respirator, care asigură organismului aportul de oxigen din atmosferă, și cardiac, care asigură transportul oxigenului în organism prin intermediul sângelui. Cele două organe foarte importante sunt plămânii și inima. Pentru dezvoltarea rezistenței cardiorespiratorii la eforturi aerobe, mijlocul sau exercițiul de bază în lecția de educație fizică este alergarea. În funcție de posibilitățile fizice ale elevilor, este de preferat să se lucreze pe grupe de nivel valoric. Pentru fiecare grupă trebuie stabilite distanța parcursă, tempoul de alergare, timpul de alergare care derivă din distanță și tempo, pauzele între repetări, dacă distanța va fi parcursă de mai multe ori. Gura deschisă. Respiră.
În lecția de educație fizică și sport, la școală sau acasă, online, și în timpul liber la sălile specializate pentru activități sportive, de exemplu fitness, aerobic, se pot practica programe de exerciții fizice care solicită sistemele cardiac și respirator. Pentru a asigura respectarea unui tempo de execuție, se poate folosi și fundalul sonor. În cadrul activităților fizice din timpul liber, pentru dezvoltarea acestui tip de rezistență, alături de alergare, se recomandă mersul pe jos, cu bicicleta, cu rolele, cu schiurile sau în notul. Datorită emulației create în rândul elevilor, foarte atractiv pentru dezvoltarea acestei calități motrice este jocul bilateral din cadrul disciplinelor sportive colective, de exemplu basket, fotbal, handbal, volei, etc., precum și folosirea diferitelor jocuri de mișcare. Printre acestea, cel mai cunoscut este huștiuluc. Pentru dezvoltarea rezistenței musculare locale, se va efectua un număr mare de repetări în fiecare serie, cu o intensitate medie și pauze relativ mici între serii. Aceasta presupune ca mijloacele sau exercițiile folosite să solicite mai puțin de o treime din totalul grupelor musculare. Rezistența musculară locală se poate dezvolta la nivelul musculaturii membrelor inferioare, de exemplu laba piciorului, gambă, coapsă, la nivelul membrelor superioare, de exemplu mână, antebraț, braț, sau la nivelul trunchiului, de exemplu abdomen, piept, spate, lateral, etc. Pentru dezvoltarea rezistenței musculare locale la nivelul membrelor inferioare, se pot folosi diferite tipuri de sărituri pe un picior sau pe ambele, pe verticală, orizontală, adâncime, drepte sau laterale, singulare sau consecutive, pe obiecte, de pe obiecte, de exemplu banca de gimnastică, cu sau fără obiecte, de exemplu corzi de sărit, bastoane, benzi elastice, individual, cu partener, etc. Rezistența musculară locală la nivelul membrelor superioare se poate realiza folosind exerciții individuale sau pe perechi cu diferite obiecte. Sticle de plastic umplute cu apă, benzi elastice, mingii medicinale, bastoane, etc. La nivelul trunchiului se pot folosi ca mijloace din poziția culcată dorsal sau ventral, cu partener care fixează gleznele, ridicarea și coborârea trunchiului. De asemenea, putem folosi stând cu spatele la partener, transmiterea prin răsucire a unei mingi medicinale de 1-3 kg. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.